Am găsit-o pe Marina Valmi în apartamentul cochet din centrul capitalei, în care mama ei, celebra Cristin Valmi, și-a petrecut ultimii ani de viață. Deși locuiește în America de zeci de ani, Marina Valmi vorbește într-o română aproape perfectă. Mama mea nu m-a lăsat să uit românește când eram mică și vorbeam cu ea și răspundeam în engleză, nu-mi răspundea. Și făcea că nu mă ascultă și atunci a trebuit să răspund românește. Și am vorbit românește cu ea tot timpul. Fiica celei care a fost numită Mama Cosmeticii în America și-a propus să ducă mai departe misiunea mamei sale în domeniul frumuseții și vrea să relanseze școala de cosmetică pe care Cristin Valmi a deschis-o în 1991 la București. Venim din timp în timp ca să vedem școala, să facem toate lucrurile care e necesar pentru ea. Și acum ne uităm la un proiect să facem o fabrică mică aici de produse cosmetice. Pentru mine școala este importantă și vreau să o mențin și vreau să îi țiu memoria ei, pentru că pentru ea era foarte importantă. Ce învață cursantele aici la școală? Cursantele poate să învață totul ce este beauty related, de frumusețe, adică machiaj, unghii, artă de unghii, manicură, pedicură, of course, tratamente de față, tot felul de tratamente de față. Dar de unde a pornit pasiunea asta pentru cosmetice, pentru frumos până la urmă? Ea întotdeauna a fost foarte cochetă și chiar când nu aveam bani în România, ea își punea lucrurile pe ea de anumit fel și se îmbrăca cu foarte mult gust și își făcea părul bine. Mama mea era foarte frumoasă. Ea a învățat estetica la școală aici și a început să facă estetica de acasă și avea un fel de salon mic al ei, dar era de fapt în casă. Noaptea dormea în pat și a doua zi îl transforma în salon. Și făcea cremele acasă și eu eram mică și mâncam cremele și m-a aflat și m-a bătut. Cum v-a transmis această pasiune și dumneavoastră? Întotdeauna eram, adică ea era în casă, făcea tratamentele, eu mă uitam la ea și făceam și eu tratamente ei cu mânuțe. Zicea că mânuțele mele mici, când eu făceam tratamente, se simțea ca un fluture pe față și îi plăcea foarte mult. Deci, întotdeauna m-am, într-un fel, jucat cu ce făcea mama și eram parte din ce făcea ea, eram foarte aproape de ea. Moștenitoarea Imperiului Valmi are și câteva sfaturi pentru doamnele care vor să aibă grijă de ele și să fie mereu frumoase. Este foarte important să nu se culce cu machiajul pe față, pentru că în timpul nopții tot corpul și toate celulele intră într-un ciclu care se numește elimination, care eliminează toate toxinele din ele. Deci îți trebuie o cremă de machiantă, un lapte de machiant, ceva care când pui cu o bucată de avată, disc de machiant. De machiant, poți să vezi că a ieșit după față roșu sau ce culoare ai pe față. Deci îți trebuie ceva care este de machiant foarte bun. După aia, dacă e un pic de ulei de olivă, lucrează foarte bine cu un coton. Și după aia e un pic de miere cu ovăz și faci o pastă și te speli cu ea și iese pielea foarte frumoasă și foarte curată. Pentru mine, o frumusețe este frumusețea care vine dinăuntru. Dacă nu ești fericit cu tine înăuntru, și te gândești numai la partea de din afară, nu cred că ești frumoasă, într-adevăr, pentru că frumusețea trebuie să vină din personalitate, din soul, din sufletul tău. Și asta vine până ochi și până felul de a fi. Și frumusețea pentru mine este o frumusețe mai naturală. Machiaj e foarte bine, un pic de operații pe aici, pe acolo e foarte bine pentru că ajută la toată lumea, dar nu așa de mult ca să schimbe structura feții sau să schimbe structura complet, pentru că atunci nu mai ești tu ca persoană, ești un fel de păpușă care a fost făcută de cineva. Exact.